Ah, misterele iubirii. Muzical de Flavia Burev, după o idee de Anton Pavlovich Cehov. Muzica Ionel Tudor. Am mai venit încă un buchet cu flori. De azi dimineață ăsta e al patrulea. Ba nu, un, doi, trei, patru, al cincilea. La balul de aseară, Verochka iar a luat mințile cavalerilor. Hei, și iar ne sosesc flori cu fundulițe, bilețele din alea cu complimente, cu vorbe dulci, da? Degeaba, niciun pretendent nu intră în voie. Nu, 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 vai de noi, vai de noi, vai de noi. Eu mă tem de o nenorocire mare, mare. Mă tem că Verochka, porumbița mea, rămâne fată bătrână. Frumoasă e, bogată e, toți o cer, dar nu, nu, nu vrea pe niciunul. Of, am rugat-o pe Zinaida Spiridonova, asta e cea mai mare meșteră, l-a găsit norocul, să vină grabnic aici, că numai la ea mi-e nădejdea. Dar poate că la balul de aseară o fi apărut vreun făt frumos. Ce faci de dacă vorbești singură? Porumbița mea, număram și eu buchetele astea de flori. Câte? Se vede treaba că multe suflețe le-ai pus din nou pe jar, puicuța mea. Și poate, poate că printre domnișorii ăia ți-ai găsit alesul? No, no. Hai spune, Verochka, hai să-mi salte și mie inima de bucurie. Ne pregătim de nuntă? Nu, nu, de dacă, nu, nu mi-am găsit încă alesul. Dar ce tot îi dai așa azor cu nunta? Pe cine să aleg? Că domnișorii ăștia n-au pic de poezie în ei. Nu vorbesc decât de petreceri, de prinsorile pe care le-au făcut, de cai, și polborosesc niște complimente stupide și... Ah, tătacă, da. Îndrăznesc să te ia de mână când abia te-au cunoscut. Ah, îi disprețuiesc. Eu nu o să mă mărit decât cu un bărbat capabil de o dragoste clocotitoare, pentru care eu să fiu totul. Un bărbat cu maniere alese, care să mă vrăjească dedicându-mi gingașe versuri, cântându-mi serenade fermecătoare. Oh, puicuțo, puicuțo. Dar nu mai ofta atâta de dacă. Știu prea bine că ceea ce caut eu e greu de găsit, dar am să aștept oricât. Doamne, doamne, iar începe să cânte Jeanne. Nu, 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 asta nu e bună. Iubire, floarea mea de crin, dacă destinul mi-e hain și nu va fi să te întâlnesc, singur în lume am să trăiesc. Iubire, te aștept să vii cu frumuseți și gingășii. Visez doar un suav amor, precum petala crinilor. Trubadurii, numai ei știau graiul dragostei. Ah, de-un bărbat asemenea lor, sufletului meu e dor. De-am să-l văd îngenunchind, de iubirea lui vorbind, delicat, poetic, blând. Atunci, da, am să-i răspund. Dacă de acest amor curat, romantic pur și înflăcărat, n-o să am parte inima eu nimănui, nu o voi da. Iubire, floarea mea de crin, dacă destinul mi-e hain
și nu va fi să te întâlnesc. Eu viața-mi dragă am să trăiesc singura, tot singura. Nu, cum să rămâi singurică, porumbița mea? Nu, te rog, dar te rog, ce vorbe asta? Ba da. Ești o mândrețe de fată, ești elegantă, cânti la clavir, la chitară, mergi la teatru, mai spui și poezii. Cum să rămâi singură, singurică? Cum, când la noi n-ai timp să respiri, așa bat cavalerii la ușă și pretendenții? Ce cavalerii, ce pretendenți? Nu ai văzut că nu au nicio finețe sufletească? Ei. Nu știu să rostească niciun cuvânt duios care să-ți încânte sufletul, nimic romantic, niște brute. Iar eu, fără o iubire romantică, nu mă măriți. Of, Doamne, ce-o mai fi și asta, iubire romantică? Eu nu știu. Dacă e o marfă așa rară, fetița mea, iartă-i și tu, las cu să mai învețe și ei cu timpul, nu? Nu. Hai, alegeți un soț și gata. Nu. Că anii trec. Da, să treacă toți. Nu m-am mărit decât cu un bărbat cu maniere alese, nu înțelegi? Care să mă iubească delicat, frumos, precum un trubadur. Da, ce asta? Da, uite, stai, să pună genunchiul la pământ când îmi sărută mâna. Așa? Să-mi aștearnă flori pe unde trec. Nu doar să vină cu câteva flori acolo, așa, și să creadă că-i de ajuns. Hei, tu vrei multe, porumbița mea. Da, vreau multe. Dar ce fel de om e ăsta la care le face pe toate așa cum spui tu? Ăsta de se cheamă mandur. Trubadur, un truver, un cavaler din vechime. Ăsta bătrân? Nu e bătrân. Știa să admire, să se dedice unei femei, să o adore. Celei pe care o îndrăgea nu-i spunea ca cei de acum iubita ori nevasta mea. Dar Nu, îi spunea doamna inimii mele. Aha. Înțelegi? Da, înțeleg eu, da. Vai, cât e ceasul. Acolo trebuie să vină Zenaida. Ia, uite, parcă se aude o trăsură. Eu n-am auzit. Verușca, mi se pare că a sosit trăsura de la Maria Vasilievna. Hai. Cred că e prea devreme. Nu, nu e devreme. Chiar dacă n-a sosit, trebuie să apară. Hai, pui cuțul. Nu pregătește să fii gata de plecare. Hai. Nu, parcă n-aș mai merge. Nu, Doamne ferește, nu se poate, te așteaptă. Cum s-o super pe Maria Vasilievna? E singura ta, mătușa, hai, du-te, du-te. Slavă Domnului. Zinaida Spiridonovna, vai, bine ai venit. Hai, poftește. Da. Hai, poftește și stai pe jilțul ăsta mare. Așa, aici, în mijloc, așa. Ia-te, ce-am făcut. Gogoși cu dulceață. Hai, servește. Clătite cu brânzică. Hai, servește. Hai, și ceaiul. Nebunie, hai, servește. Da, așa. Așa. Ah, ce bune sunt. Așa. Cu dulceață. Zinaida Spiridonovna. Da. Ești nădejdea mea. Da. Ți-a mers vestea că ai găsit pereche și celor mai mofturoase tinerele. Poate vei afla un cavaler și pe placul porumbiței mele, Verocica. Are pretendenți cu carul, frumoasă e de pică, da? E și stărită, da? Păi niciunul nu-l vrea. Tare năzuroasă și mă tem că un bărbat pe gustul ei așa nu se găsește. Să știi. Dacă sunt eu aici, treaba e ca și făcută. O, Doamne! Pe la care o să-l placă, așa? Îl scot și din piatră seacă. Păi, n-a existat fată sau văduvioară, așa? Oricât erau ele de sucite, da? Să nu le aduc un bărbățel taman cum le trecea lor prin minte. Adică bărbățel după comandă. Da, păi dai că a fost negustor și drept învățătură. Așa? Mi-a lăsat niște vorbulițe. Ia spune-le. Să scos marfa pe teșghea, care mușterii o vrea, că n-ai să te pricopsești dacă nu îl mulțumești, a? De-aia chiar pe cel dorit, eu oricând l-am dibuit.
cu grijă l-am debuit. Și ajung cei doi la altar. Și eu am parte de da. Așa că toată lumea e mulțumită și se bucură din plin. Hai să fie. Dar bune, bune cocoși ai mai făcut. Da. Pentru asta trebuie să mă ostenez din greu. Da. Ba drumuri multe. Stau de vorbă cu răbdare, cu boieri și boieroaice, dar și cu oameni de rând și întreb și îi scodesc despre nensurați. Așa, nensurați, sigur. Pe cei cu năravuri îi dau deoparte. Nu, n-am treabă cu ei. Așa. Nu vreau să-mi feștelesc obrazul cu așa marfă proastă ca dumnealor. Frumos, Inaida, așa trebuie. Așa. Iar ca să nu uit nimic din ce aflu despre burlăcei ori văduviorii, cum se așa, cade. Așa? Păi știi ce fac? Ce? Cu mare grijă așa? Aștern totul aici, în coșcogeamite catastiful ăsta. Ia uite! Te vai mai culin să pleci. Dar ce cărțoi mare! Ia uite! Ce greu e! Păi da, este, fiindcă e musai să aibă multe foi așa? Ca să încapă în ele cum îi cheamă pe fiecare. Aha. Ce rang și ce fire are! Dacă are bani, moșii, ori cirezi, ori herghelii! Ei, îți place cum le zic? Da! Că așa vorbesc eu cu strigături, de se uimește lumea și se veselește. Babușca! Da. Află că eu cu catastiful ăsta. Așa. Uite-l, ăsta e. Descurc orice mi se cere. De-aia îl port cu mine peste tot, fiindcă e destul să-l deschid și hopa, îl și găsesc pe ginerică. Așa că hai, ia să spună, domnișoara, ce-i poftește inima? Nu! Zenaida! Ce? Zenaida, vine. Nu e acasă. Păi de aceea te-am poftit să vii acum aici, anume ca să stăm numai noi două. Păi iar nu trebuie să știe nimic. Totul trebuie să rămână o taină noastră. Da. Te rog, te rog. Bine, să nu afle puicuța. Nimeni să nu afle. Gata, bine, nu te mai... Îmi promiți? Da, nu te mai frământa așa. Că tot printre secrete de astea mă învârc. Da, gura mea e ferecată. Da, maică, da, să nu sufli o vorbuliță. Gata, am înțeles. Auzi? Pe Verocica, de când s-a născut, mie mi-au dat-o în grijă. Eu am crescut-o, acum numai pe mine mare, părinții i-au răposat. Dar să știi că oricât mă îndrăgește, mititica, mă alungă dacă află ce punem noi la cale. No. Te rog, dă-mă, mă izgonește, așa că taina... S-o păstrez, maică. Te rog, s-o păstrez? O păstrez! Bine. Babușca, dar dacă-i taină și fata nu trebuie să știe, Păi cum rămâne cu... Cu ce? Cu răsplata mea. Ei, asta e bună. Păi eu plătesc, maică. Uite, am adus și banii pe care îi vrei la început, ca arvună. Așa. Și restul? Păi restul? Cum ai zis? Când mi-l găsești pe cavaler, primești și restul. Da. E tot ce am agonisit de o viață întreagă, da, să știi, tot dau pentru Veroșca de nevoie. Bine. Măcar să-l găsești pe-l potrivit. Vai de mine, eu să nu-l găsesc, babușca, eu! Nici pe cele mai zărghite nu le-am lăsat nenuntite și umire pe gustul lor să aflu, nu a fost ușor. Așa. Dar și peste cap m-am dat și tot le-am găsit, bărbat. Bravo, Zinaida, bravo. Așa că hai să nu mai pierdem vremea. Hai să vedem. Vedem de unde alege și culege, de cum deschid catastiful. Așa. Poftim de vezi cu ochii tăi ce îmbulzeală de flăcăi. Găsim unul și pentru noi. Nu. S-o luăm de la început. Păi da, de la început. Chipeșii sunt cei din tăi. Sunt răvniți, dar am destui. Dacă bogătași-mi ceri, uite aici pe cei cu averi. Uite aici pe cei cu averi. Proștii
că-s mult căutat. Pe trei foi sunt înșurat, pe altă pagină la rând, cei cu mintea scăpărând, cei cu mintea scăpărând. De tot felul am sfioși, vorbăreți mandricoși, și mai firav și voineci, ce vise se află aici, ce vise se află aici. Plecticoși sau mai glumeți și timiți și îndrăzneți, și-n mulțimea de holtei sunt și copți și tinerei, sunt și copți și tinerei. Să aleagă fata ce vrea, cum îi dă gherți inima. Ea spune, la care dintre cavalerii ăștia ne oprim pentru porumbița dumitale, a? La niciunul, maică. Cum? Cum așa? Pi, alte soiuri de holtei cum se cade decât cele de aici din catastiful meu nu există. Ba există. E, da, e, da, ci că ar fi. Păi cum ar fi? Păi ea vrea un bărbat ca acelui a căruia îi zice Trumanduru. Cum îi zice? Ce fel de bărbat? Cum îi zice? Păi Trumanduru. Trubadur? Da, 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 da. Da, așa se cheamă în vechime. Trumandur. El ticluia poezii pentru fata care îi plăcea, adică pentru doamna inimii lui, îi cânta, da? Cântece, nu știu, parcă la mandolină, la scrimpă. Da, 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 boieri cu scripcă, da, da, boieri cu scripcă, nu, nu, nu cunosc. Nu? Nu. Dar eu aș avea pe unul care e mare meșter la trompetă. Trompetă? Da, taică-s-o a fost ofițer și tinerelul a îndrăgit peste măsură cântecele care se cântă la oștire și le face să sune cu atâta foc, dezbârnâie geamurile și cade frunza din pompom. Că gata, gata, ăsta-i omul. Când o să-i zică domnișoarei dumitale de-alea mai zbuciumate, cică de luptă, ori mai tropăitoare de paradă, ori marșuri din alea mai vioaie, gata, babușcă, o să cucerească, gata, ce mai... Nu, nu s-o cucerească, maică, nu, nu, ea vrea altfel de cântări, de alea duioasele, să-i topească inimioara, ea vrea iubire romantică. Alminte nu se lasă înduplecată, nu, nu, a zis că mai bine trăiește singură toată viața. Nu se mărită decât din iubire romantică, iubire așa că dă banii. Romantică, am să trebuie să n-ai, păi stai puțin, dacă mă întreb ce-o fi și iubirea asta romantică. Iubire, adică iubire care nu se poate fără poezii. Dar nu una, două, ci multe, puzderie, flori, cântece. Iar cel de-o cere de nevastă, da? E musai să pună genunchiul la pământ. Da, e greu. Spune unde o fi podoaba asta de bărbat, ha? Unde Zinaida Spiridonovna? E greu, păi nu, nu e greu de tot. Păi vezi? Păi eu n-am mai auzit de așa ceva. Dă banii. Dar nu, stai, am să încerc. Babușca, nu-mi lua banii. Uite, chiar acum la drum pornesc. Dar, babușca, mă tem că nu-l găsesc. Ia, dar vuna înapoi, dă-mi banii înapoi. Ia banii. Pazaconi e scornită de o fată nenutită. Dacă o ține tot așa, în veci cu șchiapă limbă, da! E scoapă! Scoapă, mincinoasă! Porumbița mea, porumbița mea, ia spune, cum a fost la Maria Vasilievna? E, cum să fie, ca de obicei. Adică... Mătușa a avut grijă să invite la masă și vreo doi tinerei dornici de însurătoare. Și? Și nimic, arătoși, dar netoți.
Au tot pălăvrăgit fără rost. N-aveau pic de sensibilitate. Ești prea aspră, porumbița mea. Ia. Ia auzi. Vin musafir. Stai puțin, ia auzi, o trăsură. No, e o trăsură la poartă. Vai, tu căuta vreun cavaler. Chef de niciun cavaler. Spune că nu sunt aici, ai înțeles? Eu mă duc în camera mea de sus. Vino, mamă! Vino, știu bine că te-am găsit acasă. Am venit în goală să spun că s-a întâmplat ceva nemaipomenit. Ah, Liuba, draga mea, dar ce surpriză! Te-am găsit de mult. Oh, de mult, de mult, că nu mai vroiam să ies în lume. Dar acum s-a schimbat totul. S-a întâmplat ceva extraordinar. Ce? Nu observi nimic la mine? Nu, ba da. E? Porți o rochie roz? O rochie roz? Tu care erai hotărâtă că nu ai negru să te îmbraci mereu? Și chiar așa m-am îmbrăcat până acum. Azi dimineața tot în doliu eram când... Când a venit el. Care el? El. Cel care a îngenunchiat în fața mea și m-a cerut de soție. A îngenunchiat? Da. Angenunchiat. Da. Angenunchiat. Măiculița domnului, va să zică, se întâmplă. Da, se întâmplă. Da, se întâmplă. Verușca, ai avut dreptate când spuneai că aștepți un asemenea bărbat. Eu nu credeam că există. Și? Și deodată a apărut. Dar dacă nu ne aduci nouă câte un ceai? Da. Avem multe de vorbit. Și așa, Liuba. Doamne, există. Hai, Liuba, spune-mi și? Și... M-am mărit! Cu un asemenea bărbat, da! Mă bucur nespus. Hai, povestește-mi tot. Te-a copleșit cu flori, nu-i așa? Cu flori? Da, cu flori. Cu flori, nu. A, nu, nici vorbă. Nu, a fost ceva atât de ciudat. I-am strigat furioasă că vreau să ne duelăm și am alergat să aduc pistoalele răposatului meu soț. N-aveam habar să umplu cu un pistol și l-am pus să-mi arate. Și în timpul ăsta, clocotind de mânie, i-am spus: de-abia aștept să sfărâm scăfârlia. Cum? Ce ai zis? Să sfărâm scăfârlia? Da. Vai, dar ce expresie îngrozitoare, Liuba! Asemenea vorbe rostite de tine. Și cum, vroiai să te duelezi? Da. Tu cu el? Vai, dar nici o femeie nu se duelează. Așa e. Dar mă înfuriasem cumplit. La început a fost politicos, venise să-mi ceară să-i onorez o datorie a răposatului meu soț, fiindcă trebuia neapărat să achite ceva. I-am răspuns că va primi, desigur, suma respectivă. Dar mâine, când se va întoarce administratorul. Și? Atunci deodată el a ridicat glasul și a spus răstit: nu mă urnesc din loc până nu-mi plătiți. Poftim, uite, rămân aici în fotoliul ăsta până mâine. Până poi mâine, pricepeți? Domnule, am tulburat singurătatea în care m-am retras de la moartea soțului meu. Nu vedeți că sunt în doliu, nu-mi stă gândul la bani. Vă rog să veniți mâine și veți primi pe loc suma de la administratorul meu. Puțin îmi pasă mie că dumneavoastră nu vă stă gândul la bani. Eu trebuie să plătesc procentele chiar azi, altfel voi avea mari probleme. Așa că azi... Acum, aici, să-mi dați banii mei, pricepeți? Banii mei! Vă rog să nu mai răcniți. Cum vă permiteți să ridicați tonul în fața mea? Nu sunteți un om manierat. Habar n-aveți să vă purtați cu doamne. Eu? Da. Eu n-am habar să mă port cu doamne. Exact. Eu care de 3 ori m-am bătut în duel pentru femei. Degeaba. Da, păi a fost o vreme când eram un prost. Le consideram pe femei niște ființe poetice, gingașe, care trebuie ocrotite, răsfățate. Mă pierdeam în vorbe dulci, în drăgălășeni, în gesturi delicate. Cu sentimentele astea duioase mi-am risipit jumătate din avere. Dar acum nu, gata. M-am trezit! Am înțeles! Femeile? O, femeile sunt niște fandosi, niște mincinoase, niște
prefăcute. Cum? Iar bărbații sunt păcăliți de ele, suferă și se chinuie ca niște proști. Femeile nu știu să fie credincioase, sunt niște înșelătoare. Nu merită să te porți delicat cu ele, cu menajamente. Da? Da. Femeile da. Sunt niște înșelătoare. Da. Și mă rog, cine e credincios în dragoste? Nu cumva bărbatul. Da, așa e. Întocmai, doamnă. Bărbatul, doamnă. Bărbatul e. Bărbatul. Da. Am crezut în declarațiile de amor ale soțului meu și l-am iubit din tot sufletul. I-am dăruit tinerețea mea, viața mea, averea mea. Iar el, bărbatul, care îmi jurase iubire și fidelitate, mă înșela fără rușine, își bătea joc de sentimentele mele și îmi risipea banii. Totuși, eu i-am fost credincioasă și iată, încă îi mai sunt credincioasă și acum căci doliul am decis să-l păstrez până la moarte. Doliul? Da. Doliul? Ați decis să păstrați doliul? Da. Altă înșelătorie. Adică ca să impresionați. Hostia. Căci devotamentul și melancolia atrag atenția, emoționează. Hă? Apăreți palidă, cu ochii triști, în haide cernite și bieții bărbați se înduioșează și cad în plasă. Cunoaștem noi aceste și replicuri femeiești. Ai, ce nerușinare! Ce nerușinare să-mi vorbiți așa, să vă bateți joc, să spuneți că suferința mea e o înșelătorie, un și replic. Vă rog să ieșiți imediat afară! Am spus afară! Sunteți un bădăran! Sunteți un mojic! Un necioplit! Cum îndrăzniți să mă insultați? Afară! Profitați fără rușine de faptul că, fiind femeie, știți că nu pot să vă învăț minte? Păi dacă erați bărbat, pentru aceste cuvinte trebuia să răspundeți, căci v-aș fi provocat la duel! Cum? Și dumneavoastră nu trebuie să răspundeți pentru cuvintele jignitoare la adresa mea? Ba da, trebuie să plătiți pentru ele, așa că eu vă provoc la duel. Eu! Ce dacă sunt femeie? Ce dacă sunt femeie? Vreau să ne batem. Să ne batem! Ia te uită! Cum, vreți să ne înfruntăm? Da! Vă închipuiți că, fiind femeie, o să refuz? Da! Ei bine, doamnă, nu refuz! Nu refuz! Sunt hotărât să ne duelăm! Și acum știu ce o să urmeze. O să izbucniți în plâns de frigă, o să-mi spuneți că v-ați răzgândit și așa mai departe, că hârcă, mărcă. A, nu, domnule! Na? A, nu, domnule, deloc, nu plâng, nu-mi e frigă și nu mă răzgândesc deloc. Eu știu unde ținea soțul meu pistoalele și mă duc să le aduc imediat. Abia aștept să vă sfărâm scăfârlia. Scăfârlia? Poftim pistoalele! Uite, am adus pistoalele, dar eu n-am ținut în viața mea un pistol în mână și trebuie să nu-mi arătați cum să-l folosesc. Da, sigur. Pistolul? Da? Trebuie ținut... uite, așa. Așa, apoi ridicați cocoșul. Da, și țintiți da. Cu capul puțin pe spate. Așa, da. Așa. Da, principalul e da. Să nu vă tremure mâna. Nu, nu o să-mi tremure. Da, așa, da, de da, deloc. Da. Și o să vă învăț minte. Da, să mă... Da. Nu o să tragem cu pistolul în cameră, nu? Să mergem în curte. Să mergem în curte. Să mergem. Însă eu... Da. Eu vă anunț. Da. Vă anunț că n-am să trag în dumneavoastră. Nu? O să trag în aer. De ce? Fiindcă n-am mai întâlnit o astfel de femeie. Nu am mai întâlnit o femeie ca dumneavoastră. Uite așa, neînfricată și fără fandoseli și mândră și cu niște ochi care nu se pleacă, ci fulgeră. Ah. Sunteți de admirat.
Cum eu, care de atâta vreme am pentru femei numai desconsiderare, trebuie să vă spun Nu. Ce? Vreau să știu nimic. Păi de ce? Vreau să ne batem acum, imediat. Nu, te rog. Acum. Te rog, doamnă, te rog. Te rog, ascultă-mă, doamnă. Au fost femei în viața mea și toate mi-au frânt inima, fiindcă prea sincer am iubit. Cu suferință am plătit. Ah, cât de dulce gângureau, ce ființe gingașe păreau, de dragul lor făceam orice. Ce? Credeam în dragoste, dar am greșit, surâsul lor era viclean măsluitor. Da. Făpturi de vis ce mă mințeau și inima eu sfâșiau. Bine-ți făceau. Urăsc iubirea prea cumplit, din dragoste am suferit. Vai. Fiindcă am fost robul dumnealor, era să mor de chin și dor. Urăsc iubirea, e un blestem de care acum nu mă mai tem. Căci nu-mi pasă deloc, chiar deloc, de vorbe dulci priviri de foc. Urăsc iubirea înveninat, am fost, dar azi sunt vindecat. Nici o femeie, oricine ar fi, mă mai poate cuceri. Să vedem. Urăsc iubirea, inima, eu nimănui nu o voi da. Amorul lui mă împotrivesc. Urăsc iubirea. Vă iubesc. Cum? Ce-ați spus? Am spus că vă iubesc. Oh, firar să fie, doamne. Firar să fie. Nu înțeleg ce se petrece cu mine. Dar mi-ați înrobit inima. Domnule. Inima, vă iubesc. Ce s-a întâmplat așa? Așa deodată, doamne, da. Ăsta este adevărul. Ăsta este adevărul. Nu știu ce se întâmplă cu mine. Vă iubesc. Nu știam că poate exista o femeie așa ca dumneavoastră. Așa de directă, așa de cutezătoare, de... Eu am întâlnit numai sclifozii, numai mâțâite, numai miorleinte. Acum am descoperit o minune, o femeie de foc, o flacără. M-ați făcut să mă îndrăgostesc nebunește. Iată, uite, cad în genunchi. Vă rog, domnule, stați. În fața dumneavoastră și vă rog să fiți soția mea. Sunt nobil. Am o moșie întinsă, renumită. Am venit de 10.000 de ruble. O hergelie, dacă ai de rasă. Vă rog, vă implor să fiți soția mea. În sufletul meu, uite, acum este o furtună cumplită. Nu pot să vă las timp să mă răspundeți. Trebuie să luați o hotărâre imediat, acum. Da sau nu? Da sau nu, acum? De ce tăceți? Nu înțelegeți că vă ador? Dați-mi un răspuns. Dați, vă rog. Nu vreți? Nu vreți? Atunci plec. Îmi pare nespus de rău. Adio! Stați un pic. Nu plecați. Adio. Adică nu plecați. Plecați. Nu, mai stați. Mai stați. Vreți să ne căsătorim? Spuneți. Da sau nu? Nu știu. Adică trec. Mai vorbim, mai... Ce-ți... Dar ce să fac eu cu pistola? Dați-mi mie. Ușurel, așa. Dați-mi-l mie. Poftim. Așa, să-l punem pe masă. L-am pus pe masă. Iată, uite, acum m-am apropiat de dumneavoastră și am amețit. Am amețit, da. Și eu. Am amețit. Mâine începe cositul. Da? N-am oameni destui. Am de plătit procentele. Caii trei potcoviți din nou. Ce să mai... Dar nimic nu mai contează. Nu. Amețit. Cred că mi-am pierdut mințile. Vreți să fiți soția mea? Nu înfrângeți inima cu un refuz. Vă rog. Da? Nu știu. Da? Ei, acum ți-am povestit totul, Verocica. Exact așa cum s-a petrecut. Băi, a fost atât de ciudat, atât de neașteptat, da. Recunoaște și tu că merita să-i spun da.
Liuba, într-adevăr, dar... Știu. Mărturisesc că și eu mă îndrăgostisem de el, e așa un om deosebit. Știu faptul că eram doi străini când ne-am întâlnit, că ne-am certat, că ne-am înfruntat dușmănește, da, că... am pregătit pistoalele pentru duel, Liuba. Că voiam să-i sfărâm scăpârlia. Și că brusc totul s-a preschimbat în dragoste. Știu, e uimitor, da? Așa e iubirea, e de neînțeles. Are misterele ei. Nici nu-ți dai seama când te împresoară. Dar n-ai ce-i face, e atât de vicleană. Nu-ți dă voie să alegi, ci pe o cale întort ochiată vine aducându-ți ce tu nici n-ai gândit vreodată. Ești reată dragostea, face numai ce poftește. Într-o clipă dumnea ei pe oricine îmblânăzește. Tertipuri fel de fel, ca o hoață se pitește. Nu știi niciodată când și-n ce fel te cucerește. Pentru cei pe care ea a hotărât să se îndrăgească, va stârni chiar și-un duel ca cei doi să se întâlnească. Misterele iubirii ah, greu sunt de aflat. Misterele iubirii sunt de nedezlegat. Se ascund în mare taină pe cel ce-l vei iubi. Și până nu vor ele, n-ai cum să-l poți ghici. Misterele iubirii mereu ne-au copleșit. Deci te trezești deodată nebun de îndrăgostit. Misterele iubirii ah, te îngropesc cum vor. Și nu avem ce face, ci ne supunem lor. Nu, Liuba, nu, eu nu cred că e chiar așa. Nu cred că dacă ai voință și știi ce vrei, misterele iubirii, cum zici tu, pot să te facă să te îndrăgostești. De te miri cine așa din senin? De te miri cine? Dragostea poate orice. Ai văzut ce ni s-a întâmplat nouă? Într-o clipă, din furia cu care ne înfruntam, ne-am trezit îndrăgostiți. Cum? De ce? Cum de ce? Nu există nicio explicație. Astea sunt misterele iubirii. Ah, misterele iubirii. Mistere. Ia auzi, mistere, no. Eu nu știu despre ce vorbești, maică, dar eu spun că asta a fost minune, minune adevărată, nu altceva. De când sunt eu, n-am auzit de o asemenea întâmplare. Adică vroiați să vă omorâți cu pistoalele alea, da. Și acum vă pregătiți de luptă. De nuntă. Doamne, să fie cu noroc, maică. Dar dacă mai ești încă aici? Da, da. Ai uitat de ceaiul nostru? Nu vorbeți-o, nu l-am uitat. Uite, ceaiul l-am adus de mult, dar când am intrat în cameră, auzind ce spune Liuba Danilovna, am rămas fără grai. Am încremenit, uite, așa cu tava în mână, aici lângă ușă. Doamne, bine că n-am scăpat totul pe jos. Dar ceaiul așa e că s-a răcit, așa că mă duc iute și vin cu altul. Nu, babușca, nu te mai duce. Nu te mai duce că eu trebuie să plec. Vera, Orca, promite-mi că ai să vii la nuntă, da? Ești invitata mea de onoare, te rog, ai să vii, promis, da? Sigur că da, doar ești prietena mea cea mai bună. Dar când o să fie nunta? Nu știu, cât mai repede de tot după el, chiar azi, acum, dacă s-ar putea. Sau cel mai târziu, mâine. Nu, grav, asta nu e bună, Liuba. Trebuie să ai timp să-l cunoști, să te convingi că e un om sensibil, că îl emoționează ca și pe tine versurile, muzica, natura. Liuba, e bine să aștepți o vreme mai îndelungată până ajungi la altar. Nu, el nu vrea să aștepte deloc și să știi că nici eu. Bine, draga mea, atunci doresc multă fericire. Așa e, și să vă ajute Dumnezeu, maică. Mulțumesc. La revedere, Verocica, la revedere. La revedere. La nuntă, ne vedem la nuntă, ai promis, da? Am promis. La revedere, babușca. La revedere, Liubocica, la revedere. Of, iar of și iar of, porumbițu. Of. Ai văzut?
Toate se mărită, toate. Chiar și alea care nu te așteptai. Și tu? Eu? Da. Eu am mintea limpede. Eu nu sunt o prostănacă, o buimăcită ca ele. Ei, și da, știu ce vreau. Ce vrei? Iubire, floarea mea de crin, dacă destinul mi-e hain și nu va fi să te întâlnesc, singur în lume am să trăiesc. Iubire, te aștept să vii cu frumuseți și gingășii. Visez doar un suav amor precum petala crinilor. Mișcă-te, măi, tontule! Hai, mă iute! Ce se aude? Ăsta-i clar de preț! Hai, dă mai repede la umbră! Ce-i asta? Nu știu! Dacă mai stai încremenit și te uiți la mine cu gura căscată, o să te grăbesc eu cu câteva picioare în spate... Ce-i asta? Ce strigătele astea? Împărărat în curtea mea! Dar dacă mitocanul ăsta îndrăznește să mă caute pe mine, spune-i că nu s-a acasă, înțeles? Dar vă-l să plece cât mai repede, eu nici nu vreau să dau ochii cu el, câtă obrăznicie! Lasă, pui guță, că-l aranjez, eu nu te necăji! Doamne, ce gură mare are dumnealui! Ce gură mare! E, să vedem! Măi, cu cine am de-a face? N-am pomenit așa ceva! Stăpâna casei, Vera Sergheevna, unde e? Vera Sergheevna? Hai, aleargă îndată și cheamă, că nu prea am vreme. Eu sunt noul vecin de moșie, Pere Diorchin, și am venit cu niște treburi. Hai, cheamă. Eu nu s-o chem. N-o s-o? Nu, că nu e acasă. Nu e acasă? Nu. Cine mi-ești, șmecheră mare. Adineauri am zărit o clipă la fereastră, un chip cu zuluf, parcă frumușel? Parcă. Vera Sergheevna e frumoasă, foc, așa să știi. Hai. Încremenești când te uiți la ea, îți pierzi mințile. Ia uși, da? Ui să fie. Hai, atunci du-te și mai degrabă după dânsa. Păi ce mai aștepți? Înțeleg. Uite, să nu zici că sunt zgârcit, ia rublele astea. Altădată să nu mai încerci așa ceva, că nu o să-ți mai meargă cu mine. Nu, dați nimic, nu se poate, nu. Ia-le, de nu ți le vâr în sân. Ai de mine, păi mai bine le iau. Așa vezi, hai. Și acum, la trap, babușca, adu-o încoace pe Vera Sergheevna. Da, acuș o aduc imediat, doamne, ce om. Ce este glasul acesta răstit? Ce se petrece aici? Da, am venit în vizită la dumneavoastră. Eu nu vă cunosc. Sunt noul dumneavoastră vecin de moșie, Valentin Petrovici Perediorchin. Și am venit. Văd că ați venit. Ce doriți? Acum, după ce v-am văzut, să vă spun sincer, aș dori. Domnule, nu mă amuză deloc glumele dumneavoastră. Spuneți, vă rog, ce doriți, răspicat. Da. Și înainte de toate, vă atrag atenția că nu se vine în vizită neanunțat. Hai, și da, fără flori. Fără flori. Ați călcat și cele mai elementare reguli de bună cuviință. Cu flori? Păi de ce să vin cu flori? Nici n-ați auzit că se vine cu flori? Păi ori fi auzit eu, dar n-am timp de astea. Și pe urmă, cum să vin cu flori ca să vorbim de rapiță? Ce rapiță? La hotarul dintre moșia mea și a dumitale e un câmp. Jumate al dumitale, jumate al meu. Da. Dacă îl plantăm amândoi cu rapiță și construim o fabricuță chiar acolo, o să facem ulei berechet și uleiul se vinde strașnic. Ne ies gologan frumos la afacerea asta. Banii pe din două, câștigul pe din două. Ce zici? Te-ai luminat la față. Da. Cam place ideea, nu-i așa? Parcă nu e rea, da? Parcă nu e rea, cum să fie rea dacă e foarte bună. Sigur că nu e rea, e grozavă. Da. Hai să batem palme. Poftim? Așa, hai, se cheamă că ne-am înțeles, nu? Cum? Păi să sărbătorim. Ce să... Babușca! Hei! Babușca! Da, ce doriți? Adu ceva tare să ciocnim și noi. Cum? Tare? Aduc, sigur. Să ciocnească. Ce-o mai fi și asta, Dumnezeu, mare. Mă duc să aduc.
Ce repede ai priceput că o să tragem foloase frumușele. Să spun drept, nu mă așteptam. Știi ce se spune? Care e arătoasă, sigur nu-i mintoasă. Domnule! Dar dumneata, Vera Sergeevna, ești și isteasă. Mare mirare! Mersi! Mare, mare, ce să mulțumești dacă așa e. Dar de ce nu stai jos și te tot foiești prin cameră, Vera Sergeevna? Cum să stau jos? Mă tot foiesc, cum spuneți dumneavoastră, domnule, fiindcă sunt cam îngrijorată. De ce? Păi, am făcut o înțelegere, nu? Dar nu ne cunoaștem. Păi cum nu ne cunoaștem? Păi, nu ne cunoaștem, da, asta știu. Dar ce fel de om sunteți? Om bun. Nu știu, nu știu. Noi nu ne-am întâlnit până acum prin saloane. Nu am făcut conversație. N-am făcut conversație, da, n-am făcut. Adică n-am pălăvrăgit. Isteață, isteață, da tot femeie. De ce să-i faci? Domnule, nu e deloc pălăvrăgeală. Dacă vreau să aflu ce caracter, ce obiceiuri aveți, nu? Păi, cât de corect vă comportați și dacă... Dacă sunt însurat. Cum? Păi, hai, lasă, hai, nu mai fă ochii mari. Nu eu că aici voi să ajungi. Toate femeile, asta vor să afle imediat. Nu, că sunteți înfumurat peste măsură, domnule. Dar ce pasă mie dacă... Nu sunt însurat. Nu sunt însurat, dar nici n-am chef să mă însor. Eu n-am chef să mă însor. E grozav să fii Holtei. Peste tot ești invitat. Râzi, petreci și faci ce vrei. Numai dacă ești Holtei, de e noapte sau e zi, poți să nu te uiți la ceas, ci să zburzi când vei dori. E minunat să nu fii însurat, căci nu te cicălește nimenea. Și nu îți spună soață smiorcăind, că și atunci când plouă-i vina ta. E minunat să nu fii însurat, chiar dacă pentru asta lupți din greu. Și ești atent să nu te prindă în laț, căci fetele pândesc mereu. Eu n-am chef să mă însor, o nevastă ar însemna mofturi, zâmbre, fandoseli, și eu nu le-aș suporta. Eu n-am chef să mă însor, ca Holtei sunt fericit. Fac trăznăi, dar nu mă-nsor, fiindcă nu sunt chiar trăznit. Domnule, mi-ați spus foarte amănunțit ceea ce nu mă interesa absolut deloc, dar absolut deloc. Iaca, am venit! Am venit, dar și cu câteva gustări, că dacă vrei să ciocniți, așa trebuie lângă un păhărel. Să torn? Nu, dar dacă servesc eu, lasă tava aici. Bine, am înțeles. Așa. Hai să fie rapița cu noroc și cu parale multe. Să fie. Ia te uită. Ia uzi. Ce chitară, da. Cu panglii și fundulițe. Ia uite. Nu cumva e a dumitale? Ba da, și chiar te pricep să cânți la ea? Sigur că da. Ei, asta e frumos. Sunteți amatori de muzică? Ei, na, ce-i de mirare, da. Firește că sunt Vera Sergeevna. Și ce cânti? Păi, romanțe, liduri, serenade. Numai de-astea la care adoarme omul. Păi, dar ceva mai săltăresc, nu știi? Nu, mai săltăresc nu știu. Păcat, ia. Dar ce de flori aveți aici în cameră. Vă plac florile? Florile? Care flori? Știu și eu, zambilele. Se mănâncă? Cum o să se mănânce zambilele, domnule? Păi dacă nu se mănâncă, eu de unde să știu dacă îmi plac? Păi ce le-am gustat eu? Fai. Dar cărțile, vă plac? La nebunie. Dar m-am lăsat, păi o luasem razna. Da, păi am pierdut într-o seară o sumă care mă ustură și acum. Și de atunci am zis, Dumneavoastră vorbeați de cărțile de joc, nu? Păi, dumneata, despre ce vorbe? Domnule, de cărțile de citit. Adică dumneata te ții de romane? Da, îmi plac romanele. Hai, lasă, nu te fâstăci. Nu-i nimic, toți avem defecte. Defecte?
Păi lasă, Vera Sergheevna, nu te necăji. Că te chipășești, chipeșe, oh-ho-ho, mlădie, subțirică, dar nu slăbănoagă. Și ia să mă uim mai bine, chiar voinicuță. Da, măi, cum îi place omului. Așa că un defect mărunțel ca ăsta cu cititul, mai treacă, meargă, nu contează. Nu, da, nu contează. Da, nu contează, dar ia spune, n-ai cumva vreun beteșug? Poftim? Ce să am? Beteșug. Adică dacă nu ești bolnavă. Bolnavă eu? Nu sunt. Dar de ce întrebați? Păi așa, ca să ne cunoaștem, cum spuneai dumneata. E timpul să plec. Nu, vin dimineața cu administratorul să facem înscrisurile. Pe la 10 dimineața e bine? E bine, bine, foarte bine, că va fi și administratorul meu aici. Atunci, ziua bună. Ziua bună, da. Dar nu... Nu pot să plec așa. În inima mea s-a strecurat deodată un gând. Da? Așa un... Îmi bate inima ca nebuna. Nu, dar nu mă așteptam să mă copleșească așa de puternic. Nu, că eu sunt un om chipzuit, dar acum nu știu, m-a... Hai, vă spuneți! De unde ai ghicit că vreau să spun ceva? Fie ce-o fie, îți spun, da? Da, să nu te superi. Nu mă superi. Să mă asculți cu bunăvoință. Da, spuneți. Vă voi asculta cu bunăvoință, dar asta nu înseamnă nimic, să știți. Nu sperați. Cum? De la început nu-mi lași nicio speranță? Cât de mică? Să vedem. Sunt foarte tulburat, fiindcă, iată, s-a ivit din senin. Da? Dar nu mi-am închipuit că o să se întâmple așa. S-a mai întâmplat și altora, să știți. Și altora, luaia, naiba, să ia pe și altora. Da, zic că mi-au luat-o înainte, a? Dar cum de le-a trăznit prin cap? Tot cu porcii. Cu care porci? Cu crescătoria de porci. Domnule, nu-ți permit niciodată, nimeni nu a îndrăznit-o. Vera Sergheevna, te rog, nu spune nu. Nu. Dar aș fi un om nenorocit dacă refuz. Nu, și nu. Ar fi un păcat pentru amândoi. Nu! Babușca! Da. Babușca, unde ești? Da! Ce-i, maică, da. Ce-i? Gogonele aveți? Gogonele? Oh, sau castraveciori? Oh. Gustările s-au terminat și nu mai merge băuturica asta pe gol și trebuie să prind puțin curaj. Da, să prindă curaj. Uite, capul lui, cum prinde curajul și dă Veroșca pe ușa afară. Dar domnule, glumele dumitale sunt de nesuportat. Le-am ascultat îndeajuns, nu mai am nicio răbdare. N-ai răbdare? Nu. Te grebești ca fata mare la măritat, ha? Cum? Ei bine, hai că spun. Mi-a trecut prin cap o trăznaie grozavă. Ce trăznaie? Să facem amândoi și o fabricuță de topit slănină lângă pădurice. Slănină? Păi tot stă locul ăla nefolosit. Într-un singur an putem vinde sute de puduri de untură. Ne umplem de parale. Eu am să mă ocup de toate, așa că mie 60% din câștig și dumitale 40%. Cum îți permiți, domnule? Nu! Nu? Nu! Nu! De ce nu? Porci untură, auzi? Ei, nu, că asta e prea de tot. Nu mă interesează. Vera Sergheevna, nu spune nu. Nu, mai nu, gândește-te. Nu, dar știi că e foarte multă îndrăzneală, domnule. Ce să mă mai gândesc? Nu! Numai dacă vrei 50-50%. Ești aprigă la bani, puicuță. Îți pare rău de ei. Spiță de boier adevărat. Și ce-ți merge mintea. Și frumoasă și mintoasă. Mă trec toate căldurile. Simt cum mi se spulberă toate hotărârile. Parcă-s luate de un vârtej. Așa am un vârtej în tot capul. Auzi? Da. Nurlie ești. Bănuți ai. Am și eu. Am putea să-i punem la un loc. Ce-ar fi să ne luăm? N-aveam eu chef de însurătoare, dar hai, fie, te iau. Ce zici? Cum adică mă iei? Te iau de nevastă, frumușico, cu toate ale tale. Că eu să știi că nu sunt năzuros. N-ai decât să mănânci zambile, să te ții de romane, să cânti la zdrângăneaua asta cu panglicuțe, cântece adormitoare câte vrei. De ce contează la noi? O să fie veselie mare, petreceri, nebunie, o să curgă bănetul cu rapița și cu untura. Eu nu aveam deloc chef să mă-nsor, dar potriveală ca acum mai rar, grozav de bine să ne împăcăm, deci haide cât mai iute la altar. Ce minune că ne-am întâlnit, o potriveală ca acum mai rar, grozav de bine o să ne împăcăm,
să mergem cât mai iute la altar. Iute! Ah, ce vicleană a fost dragostea! Din prima clipă nu ne-a fermecat, ci fără să înțelegem ce și cum, în suflet cu amor ne-a săgetat. E adevărat că te cam fandosești, dar nu-mi pasă, eu te iau și așa. Ai mici defecte, însă ți le iert. De vrei să-mi fii soție, spune da. Da! A zis da. Verocica a spus da. Doamne, Doamne, cum dorme, nu mi-a scăpat tava din mână cu castraveciorii. Ia, uite, să sărută. Sunt ca două turturele. Va să zică așa arată un trumbandur. Aha. Vezi, are el gura mare, dar vezi că știu, drăguțul, să fie gingaș ca florile de crin, cum vroia porumbița mea. Doamne, Doamne, ce minune, dar câte poezii o fi spus de-am duplecat-o. Eu credeam că iubirea asta romantică e o închipuire de domnișoară, dar uite că există. Există. Ce frumos. Ce frumos. Misterele iubirii, ce greu sunt de aflat. Misterele iubirii sunt de nedezlegat. Misterele iubirii te înrobesc cum vor. Și nu avem ce face, ci ne supunem lor. La 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 la. Ați ascultat Ah, misterele iubirii, muzical de Flavia Burev, după o idee de Anton Pavlovich Cehov. Muzica Ionel Tudor. Distribuția a fost următoarea: Vera Sergeevna Zapischina, Delian Artea; Dădaca, Julieta Strâmbeanu; Pețitoarea, Adriana Trandafir; Liuba Danilovna, Emilia Popescu; Grigori Smirnov, Petre Nicolae; Valentin Petrovici Perediorkin, George Mihăiță; redactor, Magda Duțu; asistența tehnică, Robert Vasiliță și Florin Bădic; regia de studio, Milica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică și coordonarea proiectului, inginer Luiza Mateescu; producător, Crenguța Manea; regia artistică, Cristian Munteanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2004.